Vreau să mai fac un gest, un gest care probabil că, nu știu dacă de aici frații l-au, frate Tipei, vă rog să veniți puțin mai în față. Nu vă ordinăm. O deosebită apreciere și respect pentru dumneavoastră. Poate ar fi trebuit să o dăm în altă parte, însă n-am avut ocazia, nu ni s-a dat. Dar mă bucur că o avem aici, în semn de respect și apreciere. Din partea Bisericii Muntele Sionului, am pregătit aici o placă. Dacă vrei să mă ajuți un pic, deschide-te, rog, placă. Și deschide. Da. Este mică, însă din inimă, dintr-o inimă mare. Rivii Știpei Pavel, cu deosebită apreciere, păstorului Rivii Știpei Pavel, pentru slujba depusă în toți acești ani și implicarea deosebită în lucrarea Domnului. Biserica Pentecostală Muntele Sionului din Baia Mare vă mulțumește și vă dorește sănătate, viață lungă și multe binecuvântări. Domnul să-ți răsplătească fapta sau faptele și răsplata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel. Cu respect și apreciere, conducerea Bisericii Muntele Sionului, păstor coordonator Nelu Filip. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și de asemenea, avem și o Biblie, știu că aveți multe Biblii, dar asta e din Baia Mare. Într-adevăr, este o surpriză. Vă mulțumesc. Ziceai că poate trebuia în altă parte să fie date. Au fost date în alte părți unde am fost, dar vreau să spun, nu subestimez, apreciez în mod deosebit ceea ce ați făcut. Însă tot ce a fost, aș vrea să fie contabilizat în cer și să facă într-o zi Domnul un lucru deosebit. Până atunci mi-ați urat mulți ani. Eu zic, mulți, puțini, nu știu câți vor mai fi. E important să fie cu Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, să binecuvinteze Domnul Biserica Muntele Sionului. Am iubit biserica dumneavoastră totdeauna și continui să o iubesc. Am apreciat slujitorii de aici și am iubit, am avut prieteni și am prieteni în biserica aceasta. Și vreau să vă spun că împreună cu toți vreau să fim și în cer. Nu știu, spuneam la centenar, dacă ne vom mai vedea aici, dar vă dau tuturor întâlnire în cer. Acum o să ne vedem. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.